Ați arătat totuși cu deștul la călărașul de tort, dar eu vreau să arăt cu deștul la altceva. În această seară suntem la Vișineovca și chiar dacă vântul acesta ne pune bețe în roate, noi nu ne lăsăm bătuți și cu aceste baloane cu heliu, care zboară la stânga și la dreapta, ne îndreptăm spre ograda domnului Mihail, pentru că astăzi sărbătorește ziua dumnealui de naștere, iar mâine este ziua onomastică. La mulți ani, sănătate, fericire, numai bine! Aprind în amintire toamna, când toți la masă ne așezam, alături de mama, tata, un la mulți ani noi cântam. Om gelos, cu suflet plin, ești aici! Aplauze și Chiria! Bună seara! Stimați gospodari, să știți că îmi face o deosebită plăcere atunci când am în fața mea oameni cu chip luminos. În primul rând ne cerem scuze pentru deranjul creat. În al doilea rând, să știți că în fața am o componență extraordinară, o componență frumoasă aici la Vișineovca, care sunt curios dacă pot să aplaude și să chiuie, dar nu cu simplu motiv, dar anume pentru domnul Mihail, aplauze și chiuială! Am menționat noi că domnul Mihail, dar totuși doresc să-l pun. Dumneavoastră, un pas în față, vă rog frumos. Un pas ca la școală. Domnule Mihail, să știți că mă bucur să vă văd așa voios și sper că și sănătos. Astăzi sărbătoriți ziua de naștere și ar fi firesc și ar trebui să fiți purtat toată ziua în mâini, numai pe sus, cu multe cadouri, cu multe urări de bine. Așa că în această seară am venit la dumneavoastră să încercăm să vă facem mai frumoasă și să vă dorim o amintire de neuitat, așa ca la 63 de ani. La mulți ani și aplauze încă o dată! Din partea, nu vă spunem încă din partea cui, vă mai ținem în suspans. La mulți ani îi spunem unui domn elegant, unui domn galant, unui domn șarmant. Noi vă dorim ca în această viață să depășiți toate obstacolele folosind umor, cât mai multă bună dispoziție, cât mai multe glume. Vă dorim să nu luați la inimioară cuvintele celorlalte, în caz că sunt mai neplăcute. Și să mergeți mereu, având încredere în propriile dumneavoastră forțe, cu capul sus, cu zâmbetul pe buze, ia zâmbiți. Zâmbiți. Și mereu să fiți sprijiniți de cei dragi, de prieteni, să fiți alături mereu și la bine și la greu. Astăzi de ziua dumneavoastră vă dorim să fiți la fel de puternic, curajos, energic, voios, plin de bună dispoziție, de succes în toate domeniile, iubit, dar și respectat de cei dragi. Iată că, dacă am menționat cei dragi, să știți că în spatele surprizei stau câteva persoane, care, nu vă spune sunt mulți sau puțini, însă un lucru este cert, vă iubesc foarte mult. Și astăzi, la aniversarea 63 de ani de la naștere, atunci când ieșiți la pensie, după o carieră lungă de șofer, după zeci de mii de kilometri parcurși, doresc să-l felicite pe cel mai bun tată, pe cel mai bun bunic, pe cel mai extraordinar soț, dar și pe cel mai splendid șofer. Aplauze! Aplauze, aplauze, aplauze! Am venit în ospeție nu doar pur de bine, v-am și emoționat până în acest moment, așa că acum dorim să vă dăruim un zâmbet, cum? Cu multe cadouri și cu o senzație de dulce oferită de tortul adus astăzi de noi, 63 la mulți ani. Observați că aveți o sticluță de călăraș minusculă, care poate o să o puneți în colecție sau o să o savurați astăzi. Poftim și încă o dată aplauze! Domnule Mihail, multă sănătate vă dorim, vă felicităm încă o dată cu ziua de naștere
cu faptul că ați ieșit la pensie, cu faptul că sunteți un domn de aur, dar și cu ziua numelui, care o să fie mâine. Multă sănătate pe de toate, vă dorim, iar sănătatea cu ce se atribuie, dacă nu cu fructe. Așa că vitamine toate pentru familia dumneavoastră. Și pe legături. Cea mai bună combinație. Optimie este cam greu, mare atenție. Nu, da, nu vă faci să dus el 4 fete, toată viața și cu mine 5. Ați arătat totuși cu deștul la Cădăraș cu tort, dar eu vreau să arăt cu deștul la altceva. Nu-și scăpăm o pinta. Asta cum se cheamă, nâșcă, da? Iată că pe tort aveți un coniac în mărime mică, ia în forma lui normală, venim la dumneavoastră în dar cu un astfel de coniac, cu vârstă de 5 ani. Dumneavoastră de 63, el doar 5, e mai tânăr, dar și spune. Dreptul? Asta avem grijă de el. Mulțumim frumos! Vi l-am dat dumneavoastră. Permiteți-ne, vă rog, să vă oferim florile într-un mod ca atare. Ne-ați ajutat, le-ați ținut, dar dorim să vi le oferim spunând următorul lucru. Chiar dacă este ziua de naștere a soțului dumneavoastră, cei care se ascund în spatele surprizei vă iubesc în aceeași măsură și pe dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru toate sfaturile pe care le-ați dat de-a rândul anilor, pentru faptul că poate nu ați dormit nopți de-a rândul pentru copiii dumneavoastră. Așa că astăzi, măcar un buchet doresc să vă acord. Îmbibat cu dragoste, respect, un buchet de aur. Cu grazie, galbene. Mulțumim! Dacă am spus cuvântul aur, să știți că vârsta dumneavoastră de asemenea este de aur. Același lucru, ne șoptesc și următoarele baloane. Care din cauza vântului sau cam încălciri... 36 frumoase! 36 frumoase! Le toașe, și facem în modul următor. 36 de ani. Un noroc și ala. Mulți ani înainte. De doamne să ajung la 63, da? Nu o să-i așteptu. Bravo. Am menționat la începutul surprizei că avem de-a face cu un șofer. Cei dragi au decis că astăzi, în semn de recunoaștere pentru toată munca depusă, pentru dăruire, dragoste, perseverență, pentru rezultate excelente în cadrul șofatului, se acordă titlul de cel mai bun șofer al tuturor timpurilor, domnului Mihnea Mihail Gheorghe. Aplauze! Bravo! Această diplomă va aparține în totalitate. O meritați din plin, după toate cele întâmplate, dar răsuflați din greu, vă înțelegem. Tot mă întreabă cine, eu nu cine, știu. Cine, iată că acum... Iulian! Da, eu Iulian, dar... Totuși, din partea cui vine surpriza domnului Mihail. Ce presupunere aveți? V-am dat mici indicii, dar acum așteptăm un răspuns concret. De ce nu-i plac? De la copii. Nu vă spunem dacă este adevărat sau nu, însă, de ziua ta de naștere, dorim să menționăm frumoasele tale calități cu care te-ai înzestrat. Bunătate, iubire de viață, sinceritate, perseverență și profesionalism. Aceste calități conturează un om deosebit la chip și la suflet. De ziua ta, îți dorim noroc, fericire sufletească. Să fie totul așa cum îți dorești, pentru că meriți tot ce e mai bun. Tu iartă-ne că astăzi o parte nu suntem alături. Dar înțelege-mă și primește cu dragoste și plăcere această orare. La mulți ani, dragul nostru! Cu mare dor și respect față de tine, soția, fiicele Dorina, Olga, Elena, Mihaela, ginerii Vladimir și Dumitru și nepoții, pe nepoți dorim să-i numim dumneavoastră. De la Artyom. Artyom. Panișca. Da.
Nikita. Da. Emilica. Da. Și știți cum ea se numea? Fix în urmea care. Dar ca ți-o urmă. Dar te-ai luat la mine. Vă știu unde știi. Dar cum să nu știu eu? Cine au pus în urmă? Să știu dacă nu e. Foarte bine. Iar la sfârșit este scris Tape. Bravo. Mulțumim. Cu mare plăcere, felicitări încă o dată, iar acum veniți mai aproape, vă rog frumos, și vă uitați în camera asta noastră și deci, acum liți, Mișa. Care ne orbește un pic și le mulțumesc pe plăcutul dumneavoastră, dar și soții. Mulțumim la tăzi de suflet, surprize, cadou care mi-ați oferit. Și vă doresc mulți ani înainte. Tata vă iubește. Nu vreau să fiți știți. Lasă-mă, trebuie să fie mult. Din suflet, zi-mi să fie. Toți oamenii au dreptul la câteva lacrimi de fericire. De tristețe niciodată, dar de fericire cât mai mult. Noi vă mulțumim frumos. Și încă o întrebare vă acordăm. Dacă tata o să-și ne la mulți ani? Nu. Nu. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, la Mișa să trăiască, Mișa să trăiască, la mulți ani. Mama, deschide-o, jos pălăria! E ziua ta și azi îmi dau, venim să-ți oferim iubire. E ziua ta, ne-mi-ți dorim să ai a vieții fericit. Domnul Mihail, noi vă mulțumim pentru ospitalitate, pentru primire, pentru zâmbetul dumneavoastră așa mulțumim, frumos. Mulțumim. Încă o dată la mulți ani și o serie de aplauze. Tare, tare. Și cu chiuială, cum a început. O, asta e Vișniovca, asta mai înțeleg și eu. Noi vă spunem la revedere și o seară cât mai bună. Și trebuie să vă așteptați. Surpriza e frumoasă atunci când nu știți. Bine așteptat. Dacă știți ceva și cam dacă vin, dacă nu vin, vă gătiți cuvinte. Așa e bun, așa a fost frumos la mulți ani încă o dată. Mulțumim frumos. Sănătate fericită. Drum bun și felicitări mai departe la și unde vă duceți și fiți sănătoși. Mulțumim, așa să fie. Pași sănătate. La revedere. Mulțumim frumos. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.